Bun găsit! Pentru unii marți a fost o zi cu trei ceasuri rele, pentru alții nu. Pentru elevii care s-au pregătit pentru examenul de bacalaureat, totul a decurs normal. Cei care nu s-au strofocat prea mult au întâmpinat însă emoțiile lacunelor. Examenul maturității a adunat la testări peste 5.000 de elevi din întreg județul. Prima sesiune a examenului de bacalaureat a debutat marți cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. După susținerea acestei probe, toți candidații vor fi admiși, indiferent de cum se descurcă în fața comisiei. Rezultatul obținut nu se exprimă prin note, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, utilizator mediu, avansat și experimentat. A fost bine. Așteptai să fie mai greu? Nu. Așa așteptam să fie. Deci a fost așa cum ți-ai imaginat? Da. Spune-mi, emoția ai avut? Cu siguranță. Și încă mai am. La ce probă crezi că o să ai cele mai multe emoții? La matematică. Consider că matematica nu este făcută pentru mine. Câte atenție ai acordat acestui examen? Cel puțin 2-3 ore pe zi am stat cu cărțile, caietele și am învățat, am repetat, mai ales la matematică, unde a fost cea mai mare nevoie. Unde am avut cea mai mare nevoie. Asta de când? De la începutul anului? Sau? Da, de la începutul anului. Un articol din Carta Drepturilor Europene a Cetățenilor. Foarte bine, consider eu. A fost foarte ușor din punct de vedere a ce mi-a picat, deoarece m-am pregătit acasă. Cât timp te-ai pregătit? Cam 2 zile, din care mai mult m-am stat și am citit, atât, doar atât. A fost ușor. Da, am emoții, am avut și astăzi emoții și în continuare vor fi din ce în ce mai mulți, deoarece la scris consider că e mai greu, dar dacă te pregătești poți treci peste orice. Păi la școală am făcut pregătirii cu profesori în plus și acasă mă pregătesc individual și acum avem pregătirii cu profesorii din școală. A fost destul de ușor, numai mai așteptam să-mi cadă ceva mai greu. Mi-a căzut un text din zilele noastre, noi și tableta în dilema veche și m-am descurcat bine, zic eu. Acum așteptăm rezultatul. Pregătirea pentru bacalaureat a fost pe ultima 100 de metri sau ai început de la... Început din timp, dacă pot să spun așa. Nu numai elevii au intrat în febra emoțiilor bacalaureatului, ci și părinții, dar și profesorii care au lucrat cu ei zi de zi. Începe examenul de bacalaureat, un examen care de-a lungul timpului a suscitat fel de fel de discuții. Suntem pregătiți pentru susținerea examenului de bacalaureat din toate punctele de vedere și din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punctul de vedere al pregătirii profesorilor în vederea susținerei unui examen de calitate. Avem înscriși 103 candidați, dintre care 85 sunt din seria curentă, diferența fiind din seriile anterioare. Dintre aceștia, marea lor majoritate sunt copii foarte bine pregătiți. Am lucrat 4 ani cu ei și acum așteptăm rezultatele muncii noastre. Să sperăm că lucrurile vor fi în regulă, că elevii se vor putea concentra pentru ca răspunsurile lor să fie de calitate și nu am nicio îndoială că evaluarea va fi pe măsură. În sălile de examen este strict interzis accesul candidaților cu manuale, dicționare, notițe care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Nerespectarea acestor reguli duce la eliminarea din examen a candidatului. Următoarea probă a examenului, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, va avea loc în perioada 11-13 iunie, probă la care sunt așteptați 18 elevi.